China a interzis importurile de ovine și caprine din Grecia și România pentru a preveni o eventuală răspândire a pestei micilor umegătoare. Infecția a fost confirmată pentru prima dată în România luna trecută la o fermă cu aproape 50.000 de ovine din județul Tulcea. Ulterior, numărul focarelor a crescut, virusul fiind depistat și în exploatații din județele Constanța și Timiș, transmite agrointel.ro. Potrivit sursei, România are în prezent 37 de focare active. Până acum, în Grecia au fost omorâte aproximativ 14.000 de oi și capre din toată țara, în timp ce numărul aferent pentru România ajunge la 230.000 de capete. Pesta micilor umegătoare nu este contagioasă pentru oameni, dar poate ucide până la 70% din efectivul de ovine și caprine.